Sebei și mă bucur în mod nespus de mult că ați răspuns invitației celor care organizează acest moment. Iată că spiritul Iancului nu ne lasă și în permanență are ceva de transmis, are ceva prin care ne adună aici în jurul mormântului. Scopul momentului de astăzi este unul unic și nobil, prin care se dorește obținerea, printr-o lege a Parlamentului, deci o legiferare a titlului de erou al neamului pentru Avram Iancu, moțul nostru din Apuseni. Așadar, se va prezenta un memorandum care va fi transmis Parlamentului României, dar să dăm cuvântul celor care se ocupă de aceste lucruri. Încă o dată vă mulțumesc în mod deosebit. Mulțumim dumneavoastră că sunteți prezenți la acest moment istoric, pentru că, într-adevăr, ziua de astăzi, 21 decembrie 2015, va deveni un punct de referință în istoria și cultura noastră națională, mai ales privind memoria și jertfa Crăișorului. Repet ce am spus de foarte multe ori, dacă nu era Avram Iancu astăzi din Transilvania, curgea o istorie străină pe un pământ românesc. De câțiva ani încerc în Parlamentul României să îi conving pe parlamentarii români pentru a-l declara pe Iancu martir și erou al națiunii române. Dacă Avram Iancu trăia în Antichitatea greacă sau romană, astăzi era o legendă, Avram Iancu, era un mit al Antichității. Ar fi scris despre el, toți mari scriitori ai Greciei sau ai Romei antice, zeii l-ar fi primit printre ei, iar Homer l-ar fi făcut unul mai mare decât zeii. Trebuie să vă spun că poate mulți dintre dumneavoastră nu știți de ce Avram Iancu a vrut să fie înmormântat la Țevea. De ce Avram Iancu în ultimii ani s-a retras la Țevea? Pentru că bunicul lui era frate cu Horea. Bunicul lui Avram Iancu a participat la Revoluția lui Horea. Și Avram Iancu s-a retras spre această dimensiune, o altă dimensiune a istoriei Horea, înspre sfârșitul vieții, ca să se înfrățească în aceeași idee cu sacrificiul de pe roata a lui Horea. Acum, ca să închegăm lucrurile foarte bine, înainte de a da citire memorandumului de la Țevea, o să-l citească prietenul și ziaristul, realizatorul TV, Miron Manega, el o să dea citire documentului, aș vrea să invit la microfon câteva
personalități, și nu exagerez deloc când spun personalități, care să aducă aminte despre jertfa lui Avraam Iancu. Îl invit pe domnul primar Florin Cazacu. Bine, domnul Laurean. Doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru inițiativa organizării acestei acțiuni care este la cea de-a doua ediție, Colinda Iancului. Este o apreciere firească pe care trebuie să vă acordăm, având în vedere că inițiativa a venit de la un om din Mehedinți. Și dacă cineva ar vrea să găsească răspunsul de ce din Mehedinți, pentru că Avraam Iancu este iubit peste tot în România. Am considerat potrivit să fim prezenți ca autorități locale, alături de domnul primar Romeo, alături de preoți, alături de domnul viceprimar de la Baia de Criș, pentru a acorda cinstirea cuvenită memoriei lui Avraam Iancu. Istoria se repetă. Avraam Iancu avea să fie decorat de către împăratul Franz Iosef. Iar Avraam Iancu i-a refuzat decorația, spunând că nu pentru jucării ne-a luptat maestate. Decorați cu dreptul poporul meu și voi primi cu drag decorația pe care mi-o acordați. Este un semn a modului cum trebuie să gândim fiecare dintre noi români. Nu jucării, nu distincții, drepturi pentru națiunea română. De aceea, odată cu memorandumul pe care îl transmitem din nou Parlamentului României și președintelui Claus Iohannis, mesajul nostru, cei adunați în jurul mormântului Avraam Iancu, este acordarea de drepturi cuvenite poporului român. Nu ne-am întâlnit astăzi la Țebea pentru a presăra prea multe discursuri printre colinde. Colindele trebuie să aibă un rol principal și memorandumul pe care vor semna cu toții să ajungă pe masa mai marilor zilei de astăzi, președintele Claus Iohannis, reprezentanția Parlamentului României, și să înțeleagă prin prezența noastră aici, prin mesajul nostru, că spiritul Iancului trăiește veșnic prin noi. Bunul Dumnezeu să le odihnească pe Avraam Iancu și de acolo de sus, de unde veghează asupra noastră, să le transmită un gând bun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Îl invit pe domnul general Pârea Vasile. Domnilor primar și viceprimar, domnule Laurean Stănchescu, preacucernici părinți, dragi participanți, am venit astăzi aici să facem demersurile necesare pentru a legifera ceea ce poporul a hotărât de mult. Avraam Iancu, erou național și martir al neamului românesc. În urmă cu 5 ani am început Marșul Național Avraam Iancu. Parcurgem de la casa lui Avraam Iancu, Vidra de sus, până aici la Țebea, mergem pe jos 100 de kilometri. Unul dintre moții care au mers permanent cu mine pe jos este domnul Pătrui Traian, este aici de față și îl invit să spună câteva vorbe despre Avraam Iancu. Bună ziua și bine ne-am întâlnit! Din respect de Avraam Iancu, am venit aici de 4 ani de zile cu domnul rector, dar să vă spun cinstit că mi-e rușine de câți oameni avem aici adunați. Nu știu, suntem unguri, suntem nemți, ești foarte bâhnit. Domnul președinte de la București a refuzat acest memorandum și l-a trimis în Parlament. Nu știu, dânsul a trăit în Sibiu, s-a născut în Sibiu. Nu pare a fi român patriotic. Acest erou s-a născut din părinți țărani de cremene, luptând a despicat istoria, cum n-a fost altul să-i semene. Luptând a despicat istoria, morind alături de Horia. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bravo! Există pe mormântul lui Avraam Iancu, după cum vedeți, o cruce din lemn.
Crucea aceea din lemn a adus-o părintele Birău. Crucea aceea a stat pe pieptul Avram Iancu. Da, crucea aceea de pe mormântul Avram Iancu din lemn a stat pe pieptul Avram Iancu când a fost înmormântat. Și iată că părintele Birău, oare, din moț în moț a ajuns la sfinția sa și a adus-o astăzi ca să odihnească din nou pieptul Avram Iancu. Părintele Birău. Vă mulțumesc frumos, distinsă asistență. Am venit să colindăm pe Iancu. Suntem puțini, dar suntem mulți ca și cucuruzi brazilor, noi moțe. Și tinerii aceștia sunt pregătiți să-i aducă colind lui Iancu. Am păstrat această sfântă cruce pentru ca pieptul lui Iancu, mirosul pieptului lui, să rămână cu noi până la sfârșitul veacurilor. La mormântarea lui Iancu, părintele protopop Mihail Țan a spus două cuvinte, în cuvântarea, două cuvinte importante în tot panegiricul. Iancule, te duci de la noi un om înzenit, un om providențial, ți-am pierdut. Iar Mihai Eminescu spunea că Iancu este Sfântul Ardealului. Eu nu știu dacă mai apuc, dar cred că Iancu va fi canonizat cândva de biserica noastră, așa cum este Ștefan cel Mare, Brâncoveanu și alții din Transilvania care sunt canonizați, Șaguna, Mitropolitul. Și atunci, dacă eu prind această clipă, va fi un moment mare pentru țara Zărandului și pentru națiunea română. Alături de părintele Arsenie Boca, să avem modele de urmat din neam în neam. Pentru tineri, acești tineri, nu știu cât îl simțiți pe Iancu, dar să-l aveți model, așa ca cum marele poet, Dumnezeu să-l odihnească, Adrian Păunescu, în primii ani de preoție aici, cu cenacul Flacăra, am venit și am făcut o vizită și i-am mulțumit că a avut curajul să scrie despre Iancu, să-l asemene cu Iisus Hristos, într-un articol, într-un ziar, magazinul, care apărea sâmbătă, săptămânal. Iancule, te colindăm astăzi din tot sufletul nostru de moți. Eu vă doresc sărbători fericite la tineri, în primul rând, să colindați neamul românesc și casele credincioșilor cu această credință că Avram Iancu este cu voi. Vă mulțumesc, sărbători fericite! Iată că a venit clipa să dăm citire memorandumului. După ce a fost respins proiectul Avram Iancu de președintele României, Klaus Iohannis. Vreau să vă spun, apropo de Klaus Iohannis, a vorbit mai devreme despre Klaus Iohannis. Am scris foarte multe articole de presă dedicate lui Klaus Iohannis, în sensul că trebuia să-și facă datoria de președinte față de Avram Iancu. Eram cu jurnalistul Miron Manega la Cotroceni, trebuia să intrăm la administrația prezidențială, am fost anunțat și la un moment dat am văzut că a venit o mașină cu jandarmi, s-au dat jos și ne-a luat la întrebări. Pur și simplu, se transmitea prin stație cine suntem. Eu personal nu m-am voie să intru la administrația prezidențială. Asta ca o mică atenție față de românismul lui Klaus Iohannis. Tot timpul m-am gândit ce pot să mai fac pentru Avram Iancu, ce pot să mai fac înaintea Parlamentului pentru Avram Iancu. Și după foarte multe luni de zile de chin, mi-a venit această idee de la Dumnezeu cu memorandumul de la Țebea. L-am sunat pe prietenul meu, jurnalistul, dramaturgul, scriitorul și realizatorul TV Miron Manega, zic: Miron, uite ce idee, memorandumul de la Țebea, scrie tu textul. Miron Manega a scris textul și iată, îl invit pe acest minunat român
să citească memorandumul de la Țebea. Mulțumesc, Laurian Stănciescu. Fac o precizare. Toți cei care veți semna acest memorandum astăzi, faceți parte din Comitetul Național Ad Hoc Avram Iancu. Dragi români, ceea ce se discută aici este însăși existența poporului român. Existența unui popor însă nu se discută, ci se afirmă. Sunt cuvintele rostite de patriotul român Ioan Rațiu după ce în 1894 semnatarii memorandumului Transilvania din 28 mai 1892 au fost condamnați la închisoare. Memorandumul Transilvaniei era adresat împăratului Franz Iosef și solicita pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare. Noi ne adresăm președintelui Klaus Iohannis și Camerei Deputaților și cerem pentru memoria lui Avram Iancu în România drepturi legislative egale cu cele ale limbii maghiare, care a beneficiat de o lege specială după numai o lună de la propunerea proiectului în Parlament. Legea declarării lui Avram Iancu, martir și erou al națiunii române, inițiată de Laurian Stănchescu, este tergiversată de 3 ani. Memorandumul Transilvaniei a fost dus de o delegație compusă de 237 de persoane împăratului Franz Iosef, dar acesta a trimis mai departe memorandumul, necitit, la Parlamentul de la Budapesta, de unde, de asemenea necitit, a fost restituit conducătorului delegației. Dar întrucât documentul a fost tipărit și răspândit, autorii au fost dați în judecată în luna mai a anului 1894, acuzați de instigare prin presă. Legea Avram Iancu, după ce a fost votată în Senat și Camera Deputaților, a ajuns la președintele Iohannis, care a respins-o, trimițând-o înapoi în Parlament. A trecut din nou prin Senat și s-a blocat la Comisia de Cultură a Camerei Deputaților. Istoria se repetă, după cum se vede, și nu ne-ar mira să împărtășim soarta memorandiștilor de la 1892, pentru că trăim vremuri tulburi în care a fi român începe să constituie un delict. Suntem aici pentru a ne confrunta, pe de o parte, cu propria noastră demnitate și onoare, iar pe de altă parte cu propria noastră istorie, pe care nu noi am inventat-o. Noi trebuie să fim măcar atât de vrednici încât să o confirmăm și să o onorăm. Pe 13 septembrie 1872, când Avram Iancu părăsea această lume, Comitetul de Îngrupăciune, care s-a ocupat de funeraliile acestuia, l-a declarat erou al națiunii. Noi îl declarăm martir și erou al națiunii române și cerem ca acest lucru să fie consfințit prin lege. Dacă aceasta nu se va întâmpla, Parlamentul și președinția vor rămâne o pată rușinoasă de neșters în istoria României, iar noi, semnatarii acestui memorandum, slujitorii smeriți și demni ai aceleiași istorii. Avram Iancu nu are nevoie de noi. El a fost validat de istorie și de etosul românesc ca simbol al rezistenței românilor din Transilvania. Noi suntem cei care au nevoie de el, căci nu ne putem afirma ca națiune decât prin recurs la istorie. În acest caz, prin recurs la memoria lui Avram Iancu, pe care trebuie, înainte de orice, să o cinstim pentru a primi binecuvântarea istoriei în orice am face mai departe. Ne adresăm așadar dumneavoastră celor de față spre înștiințare și Parlamentului României spre avertizare. Desconsiderarea lui Avram Iancu înseamnă desconsiderarea istoriei și identității noastre, iar cei care se fac vinovați de aceasta vor fi vinovați și de consecințele acestei desconsiderări.
Subliniem încă o dată cuvintele din 1894 ale patriotului român Ioan Rațiu. Cuvinte care sunt parcă mai actuale ca oricând. Existența unui popor nu se discută, ci se afirmă. În spiritul acestor cuvinte, cerem Parlamentului României și președinției să acorde tratament egal și nediscriminatoriu valorilor noastre identitare în raport cu valorile identitare ale etniei maghiare. Cerem Parlamentului României și președinției să grăbească promulgarea legii prin care Avram Iancu este declarat martir și erou al națiunii române. Este un imperativ istoric. Așa să ne ajute Dumnezeu. Considerați necesară și importantă declararea lui Avram Iancu, martir și erou al națiunii române, în formă legislativă? Așa, după cum făceam remarca la microfon, în momentul deschiderii acestei activități, în situația de acum a României și în viitor, când atâta lume se zbate și în această zbatere trebuie găsit un punct de sprijin, consider că reabilitarea, dacă pot să spun așa, sau aducerea lui Iancu pe cea mai înaltă culme, în sensul că trebuie să fie declarat ca martir și erou al națiunii române, este un lucru deosebit pentru noi români, sau cel puțin pentru cei care simțim românește. Primăvară, junelai bunu, până-n dalba
cea mai mititeauă. Jure n-ai bunul, fata cea mai mititeauă, ca cei mai frumușeauă. Jure n-ai bunul, ca cei mai frumușeauă, că la grâu e spit de grâu. Jure n-ai bunul, că la grâu e spit de grâu. Și la brațe mă aflu astăzi printre dumneavoastră și vreau să apreciez efortul care îl faceți și ideea pe care vă animă pentru a ca înaintașii noștri, eroii noștri naționali, să fie scoși mai mult în evidență și puși pe piedestalul unde îl merită. Apreciez eforturile dumneavoastră. Am înțeles că v-ați potignit pentru a legifera sau a statua această calitate a eroului nostru Avram Iancu de a fi numit prin lege de către Parlamentul României și bineînțeles promulgat de către președintele țării ca să-i se dea acest titlu de erou al neamului. Din punct de vedere al nostru ca români, ar trebui să facem mai multe eforturi pentru, mă repet, pentru a scoate mai mult în evidență eforturile pe care le-au făcut înaintașii noștri pentru unitatea națională. Din partea mea, aveți tot sprijinul pentru ca această idee a dumneavoastră să se împlinească și o să o împărtășesc și altor colegi din Parlamentul țării pentru a pune umărul la împlinirea acestei idei. Oh,
iată tomul-i masa plină. Suspin, măicuță dragă, rog